Vă primim, dragi oaspeți, așa cum se cuvine, din obicei străvit cu sare și cu pâine. E sărbătoare iară și vreme de zăpadă, sunteți la voi acasă, poftiți de cinograbă. Cu datine și jocuri îmi doresc alai, statornic, demn să fim pe acest picior de plai. De prin bun și de prin voi, prima proastă mai plăcări, mânați-mă! Bună seara, gospodar, cu colaj din cei mai mari! Bună seara tuturor celor ce stați pe cuptor! Noi pe aici am mai umblat, dar pe voi nu v-am urat! Sănătate vă dorim în anul ce îl întâlnim! Să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși! N-am venit să vă stresăm, am venit ca să urăm! La mulți ani și fericire! Casa plină de iubire, punga plină de mulți bani să trăiești și la mulți ani. Ia mai mult ați mai plăcai și tu n-ați fi zurgălări. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă, să primiți doar veste bine în anul care vine. Spune-i anului ce vine să-ți aducă numai bine, dar mai spune-i ca să-ți dea tot ce vrea inima ta. Fericire, sănătate și numai belșug în toate. Anul nou, bucurie, viața toată să vă fie. Bani, mașină, fericire, sănătate și iubire. Nu-i de ajuns să le dorești. Țipă, luptă, dă din coate, așa le obții pe toate. Ia mai mânat, mai plăcăi și tu n-ai fi zurgărăi. Gospodar și gospodine și voi, tinere copile, am pornit în asta seară cu puțină întrezneală. Să vă vizitez din nou ca în seara de anul nou. Patru mână ține sacul, doi în prag aștept colacul. Dar eu mai șmecher nițel, țin în mână un clopoțel. Și spun minciuni și glume ca să tumblă cu la lume. La ureche clopoțel, la picioare zurgălări, să strigăm cu toți! Am plecat să colindăm pe la case să urăm. Lucușorul românesc, obiceiul strămoșesc. Vă urăm cum se cuvine pentru anul care vine. Ori de mari cum mă multesc și pe creste și pe șes. Câte mere în livezi, atâtea vite în cirez. Câtă apă în ifoare, atâta lapte în sistare. Să vă fie îndesulată, casa toată, țara toată. Ia mai mână, măi, flăcăi și uniți în alții zurgălări. Să fie. Povule, povule,
mănâncă numai plăcinte, nu scad cele din galați, ce mănâncă doar cârnați. Zurgălași pe boței în copră, să mă spune! Extraordinar, ce se
am sunt și eu surprins de amploarea și de felul cum s-a derulat activitatea. Dincolo de asta, sunt extraordinar de mândru și de bucuros pentru felul cum s-a derulat. Sper că la anul sau în anul 2020 să reușim să-l susținem. Să fie și mai mare. Poate un pic mai mult decât atât. Chiar ne gândim la un format pentru anul viitor și continuăm să devină o tradiție și să continuăm. Da, ceea ce s-a întâmplat astăzi este roada muncii unor oameni pe tineri care au răspuns extraordinar de frumos și s-a și văzut în... Și acum să ne reîntoarcem un pic la trecut. Despre festivalul care a trecut, cel cu prima ediție, ce părere aveți? Ce aș părere am? Poate fi o continuare la anul? Este un început, cu siguranță va fi o continuare, pentru că practic în toamna anul acestui an nu s-a făcut decât să bată niște cui la o organizare viitoare. Adică sper ca anul viitor și în anii care vor urma să avem festivaluri de aceeași amploare sau de amploare mai mari. Iar asta nu pot să mulțumesc cât echipii și în general domnului Plânaru, care a fost și da. Este sufletul. Da, păi datorită lui totul s-a întâmplat. Indubitabil, fără niciun alt comentariu. Cristi a fost cel care i-a dus la momentul actual și al maestriei, la momentul maestriei. Fără el nu cred că exista. Și s-a dovedit că n-a existat până acum. Oamenii profesioniști, cu adevărat, trebuie susținuți. Sfințește loc, da? Deci, nu putem să nu remarcăm chestia asta. Vă doresc la mulți ani. Bine, mulțumesc și eu și tuturor. Dumnezeu, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc încă o dată. Da, în fin, da. Lăsăm așa. Ce părere aveți despre eveniment? Cum vi s-a părut organizarea? Da, e greu de spus în câteva cuvinte. Am văzut multă bucurie, am văzut mult entuziasm. De fiecare dată când particip la un eveniment de acest gen, mă gândesc, în primul rând, că indiferent cât ar zice și cine ar zice că suntem cetățeni europeni, când văd copiii ăștia minunați, nu pot să vă spun că întâi suntem români și atâta timp cât aceste tradiții se transmit mai departe, e clar că nu ne pierdem identitatea. Pe celălalt plan, mă bucur că suntem ancorați în tot ce înseamnă tradiție. La nivel local, am văzut obiceiuri, dansuri, de la noi și din toată țara, cu aceeași plăcere exprimate pe scenă și cu aceeași plăcere savurate de spectatorii din această seară, care au fost mult mai mult decât mă așteptam. Asta dovedind faptul că toată lumea are o plăcere deosebită de a savura folclorul autentic. Ne-au colindat, ne-au urat, ne-au semănat, ne-au sorcovit. Suntem împliniți acum un prag de sărbători, când toți ne dorim să sărbătorim sărbătorile de iarnă, așa cum se cuvine. Mă refer în primul rând la faptul că nu trebuie să uităm că sărbătoarea de iarnă înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos. Celelalte vin de la sine. Da. Și acum, păreri pentru viitor. Ce credeți? Va continua? Vai, Daniel, nu e o problemă. Să continue atât timp cât suntem cu trei grupe la nivel de școală, de școala Regina Maria. Sunt trei grupe.
cu foarte mulți. Cred că mai bine de un sfert din copiii din școală își doresc să participe la acest ansamblu, care a fost creat cu pasiune, dar, asta e important. Dar nu ne-am gândit niciodată că în așa scurt timp vom avea atât de mult succes ca și reprezentare județeană și națională, dar și ca număr de participanți, de copii care spuneam că își doresc să fie parte din Ura și Mănăstire. Și ați vorbit mult despre, știu eu, să ne gândim tot la viitor. Credeți într-o, nu știu, în niște fonduri mai mari, de exemplu, poate ajunge festivalul acesta mai mare? Nu neapărat să ajungă ca, de exemplu, Antoldu, să zicem. Poate nu va ajunge, deci cu siguranță. Dar poate fi un festival național? Se numește Tehnica Pașilor Mărunți. Dacă am obținut în 2 ani de zile atât de multe, ne gândim în primul rând la următorul pas, faptul că deja avem un festival al Mugurașilor, care anul ăsta s-a desfășurat la jumatea lui noiembrie și care sperăm și nu o să rămânem doar cu speranța. Mă gândesc la o certitudine ca acest festival să devină un obicei pentru fiecare an și atât timp cât festivalul de etnologie și folclor de care spuneam că s-a desfășurat în noiembrie va aduce din ce în ce mai mulți invitați, va căpăta amploare, cu siguranță că cel mai scurt timp, și nu mă gândesc decât la 3-4 ani, va căpăta amploare națională. Nu sunt vise, sunt certitudini, lumea este entuziastă, își dorește. Nu ne gândim la fonduri venite din cer, de la minister, de nu știu unde, atâta timp cât suntem entuziaști, ne dorim, ținem aproape toate forțele, începând cu primăria și continuăm cu școala. Sunt sigur că ne vom descurca pe plan local cu tot ce este nevoie ca să continuăm onorabil și să facem cinste comunii în toate festivalurile unde vom fi chemați în continuare la nivel național. Și acum o întrebare, nu știu dacă nu neapărat răutăcioasă, de ce acum și nu s-a făcut până acum? De ce nu s-a făcut până acum? Eu personal vă spun că am 3 ani de când sunt aici și am făcut foarte multe cu șansă, cu dorință, cu entuziasmul de care vă spuneam. Forța motrice este instructorul Cristi Blănar. Eu degeaba m-am doream dacă nu aveam cu cineva la capitolul tehnică, care să-i coordoneze pe copii. Noi am fost pe lângă el, l-am ajutat cu absolut tot ce se putea deocamdată și dacă acum a decis soarta, am profitat de ea și acum a fost momentul. Nu putem fi decât mândri că am reușit să nu mă lasă lumea în pace. În fine. Și o ultimă întrebare, de fapt, care adresați-le o urare sau, știu eu, da, o urare de sfârșit de an. Pentru că clipul acesta probabil va fi pe YouTube. Urarea mea este să fim liniștiți, să fim normali, să fim echilibrați. Viața este mai grea ca altădată, chiar dacă nu pare. Lumea, dacă te uiți pe geam, trăiește aparent mai bine. Avem mașini, da. Avem
cam ce ne trebuie, mai mult sau mai puțin, dar sufletește vorbind, devenim mai săraci. De aceea spuneam că urarea mea vine din inima și pentru inimile oamenilor, să putem să ne bucurăm de ce avem în momentul ăsta, nu să ne dorim cine știe ce și să nu putem realiza. Sau să ajungem greu. În momentul în care ne bucurăm de ce este, atunci se vor bucura și cei din jurul nostru și cu bucurie vom reuși să facem pasul următor pentru a obține și alte lucruri de care să ne bucurăm și mai mult noi și cei apropiații noștri. La mulți ani! Mulțumesc și sper să ne mai revedem! Da, eu...